Fructele de mare sunt tot mai căutate de români. Se caută calamarul, caracatița și mai ales creveții și puii de baltă. În ultima vreme, consumatorii s-au familiarizat cu gustul acestor delicii pe care le prepară singuri acasă sau le gustă la restaurante și festivaluri pescărești. Și în România sunt fructe de mare. Raci, midi, rapane, scoici. De ce să nu le includem în dieta noastră zilnică? Puțin știu că primele ferme de raci au fost înființate în România încă dinainte de 1989, pe când gusturile mediteraneene ne erau străine. În prezent, racii sunt crescuți în zona Giurgiu, Alexandria, iar midiile și rapanele sunt pescuite la Năvodari. Din Marea Neagră sunt scoase în fiecare an între 5.000 și 7.000 de tone de rapane. În schimb, creveții tropicali sunt aduși din Vietnam, India și China. Marfa de unde procurați? Marfa, parte din ea este de la fermele din România, de raci, de midi, de rapane. Vorbesc de Năvodari, Tulcea și Mangalia. Racii sunt din mai multe locuri din țară, dar sunt racii noștri, Astacus lepodactylus. Vraștele sunt rana ridibunda din delta. Cea mai mare parte a peștelui care ajunge pe mesele noastre este din import. Din Dunăre și din mare se pescuiesc doar 15.000 de tone anual, în timp ce importurile sunt de peste 120.000 de tone. Magazinele de profil estimează că în următorii 3 ani consumul de pește ar putea ajunge la 9 kg pe cap de locuitor. În Spania consumul este de 60 de kg de pește pe an, în timp ce media europeană ajunge la 22,5 kg pe locuitor într-un an. Cel mai mult pește din Europa îl consumă islandezii, 90 de kilograme pe an, iar la nivel mondial, Japonia deține supremația cu peste 130 de kilograme pe an.